Bună, sunt Maria, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am creat acest look, este un machiaj bronzy smoky. Mie îmi place foarte mult, este machiajul pe care eu îl port la majoritatea evenimentelor. Mi se pare că cel puțin mie mi se potrivește și pe deasupra este și foarte simplu de realizat. Dacă vrei să vezi cum l-am obținut și ce produse am folosit, te rog să mă urmărești până la final. O să începem primul rând prin a-mi hidrata buzele. Folosesc acest ulei de la Maluvilz. Este un produs nou în kitul meu. Hidratează foarte bine buzele. Până când o să începeți machiajul buzelor, acestea o să fie foarte hidratate. Hydrating Lip Elixir de la Maluvilz. Acum o să-mi aplic baza. O folosesc pe aceasta de la Paris Berlin, Avant Tout. Îmi place foarte mult această bază. Este prima dată când o folosesc în tutorialele mele. Este o bază hidratantă, este potrivită pentru toate tipurile de ten, cred că mai puțin pentru tenul foarte, foarte gras, dar este potrivită, de exemplu, pentru tenul mixt spre gras, pentru că are o textură lejeră, intră rapid în piele și hidratează destul de bine. Avantajul ei este că vine într-un gramaj de 50 de ml. În general, produsele celor de la Paris Berlin vin în gramaj de 50 de ml și nu în 30 cum vin în mod normal fondurile de ten și bazele de la alte branduri. O să-l aplic cu pensula de la Urban Muse. Este numărul 12S, este o pensulă din păr sintetic. Îmi plac foarte mult pensulele de la Urban Muse, au o calitate a perilor foarte, foarte bună. Și îmi aplic pe mână două pompițe. De obicei îmi aplic cam două pompițe când vine vorba de bază și efectiv iau cu pensula și îmi aplic. Cam tenul foarte sensibil și din când în când mai am problemuțe de genul acesta, mici pete roșiatice și dacă încerc să sau dacă ating cu mâna, se înroșește și mai roșii. Pensula aceasta este potrivită și pentru fondul de ten și pentru aplicarea, în general, a texturilor cremoase. Însă mie îmi place să-mi aplic baza cu ea și blush-ul uneori. Și o să folosesc acum fondul de ten de la KVD. Este de fapt un fond de ten de tip serum. Are acoperire foarte mare, ei spun că este full coverage, este transfer proof, are un finish mat și, sincer, eu l-am folosit, însă nu știu dacă chiar are acoperire maximă, dacă este full coverage. Acum, eu, sincer, pentru produsele de genul acesta, pentru că o să vedeți, este destul de lichid, nu folosesc burețel, ori folosesc o pensulă cu perii foarte densi, este foarte bună și aceasta. Beauty blenderul nu este potrivit în cazul produselor de tip serum pentru că absorbe foarte mult produs. Aceste produse de la MAC Eau Pro sunt foarte, foarte bune. În cazul în care aveți un fond de ten care este mai închis, mai deschis, puteți să-l deschideți, să-l închideți cu aceste adjustere. Uitați, puneți o picătură. Și efectiv, amestecați acum produsul și o să vedeți cum mai reduce efectiv din tonalitatea de galben. Pentru că dacă vă uitați, aici era mult mai intensă tonalitatea, iar acum după ce am aplicat adjusterul de la MAC Eau Pro, s-a mai estompat. Îl găsiți și în variantă alb pentru a deschide fondul de ten, olive pentru a-l închide, gri pentru a tăia din tonalitatea gălbuie sau, cred că mai este o nuanță, eu nu am, doar pe acestea le am. O să aplic puțin din fluidul iluminator de la Maluvilz și o să-l amestec în fondul de ten. Pentru că dă un finish shimmery, care se potrivește foarte bine pe un machiaj bronzy. Am pus oricum foarte, foarte puțin, încât o să vă dați seama și de textura fondului de ten. Eu mi-am aplicat deja foarte puțin aici, cred că este un pic mai închis, dar eu sunt oricum destul de deschisă la ten și nu mă deranjează. O să folosesc pensula numărul 12 de la Leonardo. Tapotez foarte bine produsul și încep să-l aplic. Are acoperire destul de bună.
O să cobor cu fondul de ten și pe gât, inclusiv pe decolteu, pentru că am ales o nuanță un pic mai închis, pentru a avea un look mai bronzy la final. Într-adevăr, acoperirea este destul de mare, mai ales pentru un fond de ten de tip serum. Iar legat de acoperire, pentru mine, pentru genul de fond de ten pe care eu îl folosesc, pentru că folosesc fonduri de ten cu acoperire mai micuță, într-adevăr, ar avea o acoperire destul de bunicică, însă pot spune că este chiar full coverage. Tot ce pot să spun este că finish-ul este într-adevăr wow. Arată pe ten impecabil. O să-mi aplic concealerul de la Maluvilz în nuanța numărul 3. L-am mai folosit pe tutorialele mele. Am mai spus, repet, îmi place foarte mult acest concealer, este super, super rezistent, are o textură foarte lejeră, are acoperire bună. A devenit unul dintre preferatele mele. Am ales să folosesc aceste produse azi pentru că vorbim de un look bronzy care se poartă în general vara și care trebuie să fie și strălucitor, dar și rezistent în același timp. Și o să aplic foarte puțin și din concealerul de la Tarte în nuanța 12N. Doar în această zonă pentru a crea o luminozitate mai mare. Îmi plac și combinate aceste două produse. Concealerul de la Tarte cu concealerul de la Maluvilz, pentru că mi se pare un pic cam gros ca textură cel de la Tarte și atunci îl folosesc doar pentru a crea o luminozitate puțin mai mare, dar îmi place că la fel este foarte rezistent. Mai îmi place să folosesc în combinație concealerul de la Huda cu acesta de la Maluvilz, tot pentru a lumina și mai mult zona. Pentru conturarea feței o să folosesc paleta aceasta de la Tarte, am mai folosit-o, conține un bronzer și două blushuri. Nu o să folosesc un produs pentru contur, de obicei produsele pentru conturare sunt mai reci. Și îmi permit să iau direct din paletă pentru că aceasta este paleta pe care o folosesc pentru uz personal. Altfel aș lua cu o spatulă, aș pune pe mână produsul și aș aplica pe ten. Am luat cu pensula cu care am aplicat concealerul și încep să aplic bronzerul, unde în mod normal aplic și conturul feței. Îmi place super mult paleta aceasta, este creamy. Chiar mi se pare că poate fi folosită cu ușurință și de către persoanele care nu stăpânesc foarte, foarte bine partea machiajului, pentru că se blenduiește foarte ușor. Deși dacă nu știți cum să vă aplicați neapărat machiaj, nu riscați să creați pe.
deja știți că mie îmi place să-mi aplic și în această zonă. Pentru că mi se pare că conturează foarte bine întregul machiaj. Acum o să iau o pensulă mai mică pentru a face și conturul în zona buzelor. Și puțin la nas. Acum revin cu pensula de fond de ten și încep să blenduiesc ușor conturul. Pe frunte întotdeauna trag de el în sus. La ochi. Întotdeauna atrag de el în sus. Și aici întorc pensula, pentru că este teșită și mă ajută, și încep să apotez ușor pe linia conturului. Mi-a plăcut întotdeauna să fac conturare cremoasă. Mi se pare că se vede mult mai bine, atât în realitate cât și în poze. Într-adevăr, poate că nu insist atât de mult când este vorba de un machiaj de zi, însă tot fac o mică conturare cremoasă, peste care vin cu conturul din fard. Revin cu pensula cu care am aplicat concealerul și produsul cremos pe față. Iar ca blush o să-l folosesc pe acesta de la Laura Mercier, în nuanța Mistra. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu machiajul de astăzi. Este o nuanță picii roze. Să știți că rezistă foarte bine aceste blush-uri. Se usucă cumva mat. O tapotez bine pe mână. Cam așa este nuanța. Și încep să aplic. Da, deja s-a uscat. Deși este tint, pentru un tint se usucă destul de repede și are o textură mată. Denumirea, sincer, nu prea se potrivește cu textura produsului. Am mai pus o picătură. Nu sunt foarte pigmentate, de exemplu cum este cel de la Rare Beauty. O să-mi aplic puțin și pe nas. Nu știu, dar eu întotdeauna mi-am aplicat blush și pe nas. Am văzut că trendul acum este să îți aplici, însă mie așa îmi plăcea să-mi aplic blush. Și o să aplic foarte puțin și pe frunte. Și bărbie. Iar acum o să iau pensula de contur și o să încerc să amestec puțin. Vedeți, este destul de subtilă nuanța. Pentru că mi-a mai rămas, o să o aplic puțin în zona aceasta, la ochi.
Și acum, bineînțeles, o să-mi aplic acest fluid iluminator de la Malu Wilds. Mi se pare că este un produs la fel multifuncțional. Poți să-l pui în bază și să-l aplici și practic să-l amesteci cu baza, cu fondul de ten sau ca iluminator. Îmi place foarte mult. Are niște irizații foarte finuțe. Nu are irizațiile acelea mari, evidente. Se pierde foarte frumos în produsele cremoase pe care le aplicați înainte. Ați văzut că eu l-am amestecat foarte puțin și în fondul de ten. Să mai aplic puțin în zona aceasta. Și puțin pe nas. Pe frunte. Mie nu-mi place să aplic între sprâncene, îmi place să aplic în scobitura aceasta nasului, pe vârful nasului și cumva mai degrabă aici, pentru că în cazul în care aveți exces de sebum și transpirați, se vede cam ciudat. Așa mai degrabă, practic, din profil sau când întoarceți capul, dacă aplicați iluminator în zona aceasta, se vede foarte drăguț. Și uitați ce glow drăguț are. Foarte, foarte bun. Chiar vă recomand să le încercați, să vă placă maxim, maxim, maxim acest produs, mai ales vara. Acum o să-mi aplic pudra, o să o folosesc pe aceasta de la Fenty, nuanța 03 Banana. Și o să iau pensula numărul 8 de la Leonardo. Mă asigur mai întâi că nu s-a strâns concealerul. Și o aplic, practic, în zona aceasta pentru a matifia puțin. Deși nu am nevoie de foarte multă pudră și am ales-o pe aceasta pentru că mi se pare puțin mai light. Nu mi se pare că matifiază atât de tare cum, de exemplu, mi se întâmplă cu pudra de la Laura Mercier. Și o să o aplic pe zona T cu pensula aceasta. Fiind un machiaj de vară, riscați cumva să aveți sebum în zona T. Și vreau să setez foarte bine zona aceasta. Pe restul feței o să vin cu pensula numărul 3 de la Leonardo. Dar foarte puțină, doar în trecere. Nu aplic unde am aplicat conturul cremos. Doar foarte puțin în zona aceasta. Și v-am zis că o să fac un machiaj foarte ușor, chiar dacă sună așa bronzy smoky. O să fie foarte, foarte ușor. De aceea am ales un produs de la Malu Wilds. Este un fard cremos ultra rezistent, vă spun sigur. Eu l-am testat, l-am pus pe mână, m-am spălat de, nu știu, de foarte multe ori și totuși nu s-a luat. Practic eu o să folosesc acest produs și o să mă gândesc să văd dacă o să mai aplic un fard sidefat peste sau rămân doar la acesta. Este foarte, foarte bun produsul, foarte bun. Nuanța este 3, bronzy. Și o să mi-l aplic pe ploapă. O pensulă micuță de detaliu pentru a-l blendui și mai revin puțin practic o să-l aplic pe toată ploapa dar treptat. Creioanele acestea sunt superbe, sunt de efect, rezistente, adică dacă vreți să vă faceți. Nu vă place să vă aplicați farduri foarte multe, un singur fard, acestea sunt perfecte. Sunt în foarte multe nuanțe.
Deci puteți să găsiți și nuanțe roze și nuanțe mai gold. O să-l aplic foarte aproape de gene, cumva aproape de linia apei. Uitați ce drăguț se vede, este genial acest creion, genial, este, rezistă foarte bine, nu se strânge în pliuri. Practic, odată ce l-ați aplicat, s-a și setat. E cumva, trebuie să vă mișcați puțin rapid dacă vreți să-l blenduiți sau ceva, deși nu prea este nevoie, pentru că, după cum vedeți, se aplică într-un strat foarte lejer și finuț și construiți cumva intensitatea. O să mai iau și alte nuanțe, pentru că... Sincer, chiar îmi place foarte, foarte mult. Și vedeți, n-am făcut nimic foarte complicat. Pur și simplu am aplicat pe ploapă cumva și am tras ușor de el în lateral. Și cred că totuși o să aplic și un fard Sidefa din paleta aceasta de la By Terry. Aceste două nuanțe combinate le aplic cu o pensulă de la Kylie numărul 29. Puteți să le aplicați și cu degetul. Sunt niște farduri care, sincer, m-am uitat la review-uri pe YouTube și spuneau că nu sunt atât de pigmentate, însă mie mi se par destul de pigmentate, acum depinde fiecare ce înțelege prin produs pigmentat. Pensula aceasta de tip creion de la Leonardo, numărul 38, o să aplic și pe ploapa inferioară aceleași nuanțe. Practic, creionul acesta cremos de la Malu Vils puteți să-l folosiți ca bază pentru pigmenti, ca bază pentru farduri sidefate. Mi se pare că... Sau puteți să-l folosiți pur și simplu pe el ca simplu fard de ochi. Uitați ce drăguț se vede! Și acum iau paleta aceasta de la Iconic London și o să-mi aplic iluminatorul de aici. Cumva în colțul intern, dar mai mult pe ploapa inferioară. Și puțin pe mijlocul ploapelor. Și pentru că tot sunt la capitolul acesta, o să mi-l aplic și pe obraz. Folosesc pensula de la Kylie numărul 6. În mod normal n-aș mai fi adepta tipului acesta de iluminator, pentru că mi se pare că cel puțin acesta din paletă are irizații foarte mari pentru gustul meu. Însă, fiind un machiaj de vară, am zis că poate se potrivește. Celul pe care îl folosesc este acesta de la Essence, varianta Mauve. Am văzut că sunt mai multe. Este un produs foarte bun și super la preț. Și pentru că nu o să-mi pun gene false, o să insist cu aplicarea rimelului pentru a da efectul de gene false. Și doar dacă vreți să intensificați și mai mult machiajul ochilor, puteți să aplicați un creion pe linia apei. Eu o să-l folosesc pe acesta de la Peaches and Cream, nu știu să zic ce nuanță este. Este o nuanță piersicie, ușor maronie piersicie. Și o aplic pe linia apei. Sincer, mi-aș fi dorit ceva goldish, însă am realizat că mi s-a terminat nuanța. Însă și aceasta se potrivește. Pentru sprâncene o să vă arăt un produs nou, pentru mine cel puțin. Este un produs de la Malu Vils, un gel de sprâncene care fixează, dar și nuanțează în același timp. Eu am luat varianta pentru
sprâncene deschise la nuanță și o să mi-l aplic efectiv. L-am testat deja, îmi place. Sincer, căutam un produs ca acesta pentru a nu mai folosi gelul de la Benefit. Voiam ceva mai lejer. Iar acesta mi se pare super potrivit. Îl găsiți în două nuanțe. Cred că mai este și pentru varianta de sprâncene brown închis sau negre. Eu l-am luat deocamdată pe acesta pentru că voiam să-l testez. Iar acum o să completez cu carioca de la NYX în nuanța Ash Brown, o să folosesc. Dar vreau să vă spun că îmi place foarte mult nuanța pe care o are gelul acesta, este numărul 2. Sincer, dacă aș avea niște sprâncene mai bogate, nu aș mai folosi nimic altceva în afară de acest gel. Iar acum o să mai adaug doar câteva fire unde mai este cazul. Sincer, nu mai pensez sprâncenele de ceva ani de zile, pentru că, bineînțeles, probabil ca toată lumea am pățit-o și eu. Am fost undeva unde mi le-a stricat efectiv și de atunci nu mai merg să mă pensez niciunde. Însă, sincer, aș dori să merg undeva, dar nu știu unde. Dacă aveți recomandări și cunoașteți persoane care ar putea să mă ajute în acest sens, aș fi recunoscătoare. Puteți să-mi lăsați în comentarii sau în modul acesta mai văd și alte persoane. Și cam atât pentru sprâncene. Acum o să-mi aplic blush-ul din aceeași paletă de la Iconic London. Folosesc tot pensula cu care am aplicat pudra, numărul 3 de la Leonardo. Iar pentru bluze mi-aplic conturul de la Rimmel London în nuanța cappuccino. Îmi place după ce aplic conturul să vin cu o pensulă și să-l blenduiesc. Este pensula numărul 59 de la Leonardo, pe care am folosit-o și pentru a contura buzele când am creat conturul cremos. Întotdeauna, chiar dacă nu arăt, îmi fac această corecție la nivelul buzelor. Cu o pensulă plată, puțin concealer. Iar acum, pentru că nu o să-mi aplic un ruj, o să-mi aplic un gloss, vreau ca creionul pe care l-am aplicat să reziste și o să revin cu puțină pudră peste acest contur. Iau pudra de la Fenty și pur și simplu o să revin peste contur. Pentru că am aplicat pudră, revin cu iluminatorul.
Iar acum o să-mi aplic glossul. Mie îmi place foarte mult acesta de la Cupio. Mi se pare că rezistă foarte bine. Nu am avut probleme cu el până acum. Îl aplic mai mult spre centrul buzelor. Are o textură mai groasă, mai îmi place și cel de la MAC. Iar acum, pentru un extra glow, o să revin cu iluminatorul. Pentru că vorbim de un look bronzy. Și o să aplic puțin iluminator și în zona aceasta, pe gât. Puteți să aplicați și fluidul acesta iluminator, dar pentru că am rămas la iluminatorul pe care l-am aplicat pe față, mi-l aplic și pe acesta. Mi-am dat seama că am uitat să-mi aplic bronzerul, așa că o să-l aplic acum. Îl folosesc pe acesta de la Danes Beauty. Iau nuanța mai închisă puțin, aceasta. Și revin unde am aplicat și bronzerul cremos. Și acesta este rezultatul final. Este un machiaj foarte simplu. Sper să-l recreați acasă. Dacă vă plac videoclipurile mele, nu uitați să-mi dați subscribe. Mă găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, Maria Lazar Moa. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi plăcută și, ca de obicei, ne vedem în următorul videoclip. Bye!